Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. După mult timp, bineînțeles, dar am revenit. Stai să închid comentariile acolo, să nu zic o prostie. Am revenit după mult timp din cauza că am avut treburi, lucruri nebunii, da? Asta e primul videoclip de la, să zic așa, sezonul nou de pe canal. Cred că e episodul 3 sau 4, nu știu, a să văd și a să pun pe, ne zicem, Farm and Friends. Nu s-a încărcat încă, văd, dar nu-i nimic. Bineînțeles, de acum și încolo, de zi cu zi, a să avem videoclipuri noi. Adică, zilnic, a să avem câte un videoclip, să vă așteptați de la 2 până la 9. Și acolo aceeași fiecare zi nou videoclip, da? Nu m-am mai jucat nicăieri nimic, m-am mai jucat alea că CSGO, hai mă încarc. Nu prea are chef să încarce, nu știu de ce, în fine. Data trecută mi se pare că am avut recoltat popșoi și am avut vândut. Sau ce am avut? Popșoi, sigur. Nu mai știu, o să vedem acum. Plouă. Asta e bun. Și avem în tine nimic. Atunci, poate avem ceva în remorcă? Da, avem popșoi. Popușoi. Ăsta e popșoi. Tata ziua. Tata ziulica, na, popșoi. X-Drop. Ați să vină episoadea de noi cu Farming Simulator 22, bineînțeles, dar hai să dau grafica mai jos și muzica mai încet. Și bum. Așa, ca să pot să nu fac mult lag. Da, pot să mă joc cu grafică foarte bună, dar nu se vede prea frumos pe videoclip. Nu mă prinde. Sunt prost. Te dai cu mine. Partea bună e partea cealaltă și eu dau la roată. Ei la roată. Deștept. You need to line up. Nu? Pur și simplu e genial. Geniale. Acum, sigur, acum. Asta încercăm să facem cea mai mare fermă care putem. Cred că să mai strângem niște bani și să ne facem băcățica asta mică mai mare. Dar pentru început aș vrea să fac niște upgrade la tractor, la lucruri de astea. Sau nu, începem cu găinile. Strângem bani ca să luăm găini. Cu găinile avem un câștig destul de bun. Efectiv, avem un câștig destul de mare, aș putea spune. Dar da, nu știu cu ce să încep. Asta vedem noi. Roberto. Cred că e server de români. Nu știu. Când am văzut un Robert acolo, așa. Mi-a sărit ochiul, știi? Ia, stai. Intră cu credere. Da, în fine. Videoclipul n-a să fie prea mare. Dar ce să mai fac? Ce să mai zic? Că nu știu. În primul rând am lipsit zilele astea, adică zilele astea, luna asta, aș putea spune, din cauza că am avut niște treburi de făcut și
și n-am putut să fac nimic. Vineam obosat de la lucru, de la treburi și nu puteam să fac nimic. Abia mai jucam puțin pentru mine, să zic așa. N-aveam chef. Acum ne-am revenit, am chef pentru toate. N-am nimerit. Bine. Am să fac și un videoclip cu un prieten, ăștia care a intrat, cu un alt joc, care ne batem, nu între noi de împreună, a să văd ce vrei să ne jucăm și a să văd dacă a să fac videoclip sau nu, dacă a să aibă rost sau nu. Acum facem videoclipul acesta. Prietenul ăsta care ne-a trimis, îi se pare că nu vreau să mă joc cu el. Nu, prietene, vreau să termin videoclipul și după aceea ne jucăm ce vrei tu, boss. Stai aleac. N-a să fie mare videoclipul din cauza că nu are rost. Că e un joc pe Roblox, pur și simplu, și pot să... Asta e fain acum cu jocul ăsta acum. Cu... Da. Pot? Nu pot. Numai 1. 1. V. 1. Așa. E. 50 de 50. A dat de-a degeaba în loc pe cealaltă. Stai să ies acolo. X. Așa. Pe aproape 10 minute a să fie videoclipul din cauza că... nici n-avem timp mult, unul. A doilea e că... a să mă joc și alea cu offline, să nu vă plictisesc acum cu începutul. Adică am văzut mulți youtuberi pe jocul ăsta, nu început de la zero. Început cu multe lucruri diferite. Au venit aici. Stați un minut. Un minuțel. Boss, lasă-mă că fac videoclip. Lasă-mă să fac videoclipul. Boss. Era să-l trimit la cineva greșit, stai să-l fac iar. Poți să fac videoclip, poți să te duci de aici, te rog frumos, că n-am terminat încă. În vreo 10 minute poate termin. Hai, te rog frumos. Așa. Hai ca să-l vadă. Hai să-l vadă. Ia să înțeleagă. Hai încă te trimiți, încă să trimite. A să mă sfomeze bun. Vorbește în greacă, știi asta. Stai ca să vadă mesajul. Thank you.
nouă ne trebuie pentru găini, până la urmă la găini mă duc, între trebuie 4.000 plus o remorcă care costă undeva la 2.500 sau ceva. După aceea, am spus 2.500, adică 4.000, 2.000, spunem 7.000, plus gardul 7.000, aici de 8.000 de euro ne trebuie. 8.000 de bănuți. Și după aceea, trebuiesc în plus încă vreo cât 2.000 ca să luăm găini sau ceva, adică e consumație mare, dar dacă îi spunem 10 găini îți faci câștig mare, efectiv foarte mare câștig, nu ai în pierdere foarte multe, efectiv îți faci, să spunem, aceea 10.000 care ai pierdut imediat înapoi. Imediat. Dar e o leacă durere de cap până strângi banii cia, că na, nu e așa de ușor. Aș putea să mă joc și la alți, la ferme, să ajut dacă ar vrea cineva, dar acum jocul, chiar că se cheamă Farm Friends, nimeni, efectiv nimeni, nu vrea ajutat la nimica, că cum ar veni jocul în momentul ăsta e cam nerfuit. Efectiv, poți să scoți bani foarte rapid dacă spunem primii 8.000 dacă îi strângi. După aceea, dacă e ceva mai greu, nu prea există, cred, ceva mai greu. Dacă e ceva mai greu, nu-ți trebuie ajutor, că toate celelalte sunt ușoare. Numai știu două lucruri sunt grele în tot jocul. Undeva pe aici să ne punem un silos ca să punem lucruri. Știu, n-o să stăm tot timpul. Acum mergem să vedem prețul la Popșoi, să sperăm că e în plus și nu în minus, că dacă e în minus, să-l vând eu offline. Că dacă e așa, eu ghiță. Vedeți, am încă 220 de bănuți. Și am două de astea. Două de astea de bănuți. Ce zici în plus? În plus, prietene, ce te zici, boss? Am intrat în grup? Șusel? Join club, da, am intrat în clubul lor. 525. Avem 749 în momentul ăsta. Stai să vedem cât ne trebuie pentru următorul crop. Am avut cumpărat, cred că 400. Trebuie să văd. 400 erau. Nu, nu. Era 1000. 1000 era sigur. 50, nu 50, da. 1000 de rob. 1000 de bănuți cu... Cu 50 de Robux am cumpărat aici niște bănuți, așa ca să pot să ajut 9.000, 400 cu 30 de Robux. Scuzați-mă, mai sunt prost. Ce-i cu lagul ăsta? Ați văzut? Am teleportat înapoi, parcă iar am și CSGO. Cu 2.000 orezul. Nu, ne băgăm mai bine să facem mai mare bucata. Mult mai bine. Da. Nu știu, mă uit eu între timp ce pot să fac. Și asta vedem în episodul următor. Eu am fost Marian.
Mulțumesc mult pentru atenția acordată și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!